domnule director, suntem la 3 luni de la demararea sistemului de asigurări obligatorii de locuință în România. Cum vedeți dumneavoastră acest sistem? Este el eficient? Îi ajută pe români? Ținând cont de faptul că a fost lansat la mijlocul verii și că a fost lansat într-o perioadă relativ dificilă din punct de vedere al contextului economic, cred că este un succes faptul că s-au vândut deja peste 75.000 de polițe. Mai mult, este un succes faptul că numărul polițelor vândute zilnic este într-o creștere exponențială de la zi la zi. Toate acestea, chiar și domnul Marius Bulugea, directorul general al PAID, menționa că și-ar dori un ritm al subscrierilor mai mare. Ce îmbunătățiri ar putea fi aduse sistemului pentru a funcționa în parametrii optimi? În primul rând, ar trebui o popularizare mai bună a necesității de asigurare a locuinței și nu cred că este o idee foarte bună să se insiste mult pe penalitățile pe care le-ar plăti oamenii în cazul în care nu și-ar încheia o asigurare obligatorie până la sfârșitul anului, ci pe acoperirea de care ar putea beneficia în cazul unui nefericit eveniment catastrofal. Sistemul de asigurări obligatorii există și iată funcționează, cu îmbunătățiri sau nu necesare. Cum ar putea asigurarea obligatorie a locuinței să impulsioneze și vânzările pe segmentul de asigurări facultative de locuințe? În primul rând, este o oportunitate oferită asiguratorilor membrii PAID de a intra în casele românilor, ca să spunem așa, prin intermediul poliței obligatorii. Depinde acum de capacitatea fiecărui vânzător să promoveze asigurarea facultativă. E destul de simplu în principiu, dar depinde și de șarmul personal și de modul de a pune problema. Totul trebuie să pornească de la ceea ce se întâmplă în cazul unui nefericit incident. Iar aici este de semnalat faptul că riscurile care au frecvență cea mai mare în privința daunalității nu sunt acoperite de acest tip de poliță. Și evident faptul că acest tip de poliță este limitat din punct de vedere al sumei asigurate și atunci pentru o locuință de valoare mai mare, fiind cazul aproape tuturor locuințelor, este necesară și o poliță facultativă. Ce impact va avea introducerea acestui sistem a asigurării obligatorii a locuinței asupra românilor? Vorbim aici atât din punct de vedere economic cât și social. Cred că vor conștientiza într-un timp mult mai rapid decât ar fi fost posibil prin intermediul altor campanii de promovare a conceptului de asigurări, faptul că orice tip de asigurare le acoperă nu doar pierderile financiare posibile, ci le permite să-și continue viața la un nivel decent, fără să-și pună problema subzistenței sau a unui loc în care să trăiască.